Salutare și bine ai venit la un nou episod aici pe canal. Astăzi deschidem pachetele de la Division Rivals de pe două conturi, dar până atunci nu uita să arunci un like în comentarii, un subscribe și să intri pe rețelele de social media, Instagram, Facebook, Discord, vă aștept acolo. Nu, n-am spart nicio bancă peste noapte, nu m-am îmbogățit, aceasta este echipa unui prieten pe care l-am rugat să mă lase să-i deschid pachetelele și avem pe Alisson în poartă, Rudiger cu Inform, Gomez, Ferlamendi cu Walker pe dreapta, Dembele pe care eu i-am prins pe live, Lemar, Havertz, Kanté, Vinicius și cu Cristiano Ronaldo. Văd că l-a făcut și el pe Insigne, îl mai are pe Saint Maxima, Zaharia și Nunez pe bancă. Hai să vedem el ce divizie este. Este Division 3 Reward de rank 1 și ne ducem direct pe tradable din câte am înțeles. Da, ne ducem pe pachete tradable pentru a nu risca. El așa dorește să facă profit și sperăm să-i pice ceva bun. Divizia 3 rank 1. Avem un rare player spec, un jumbo premium gold player spec și un jumbo premium gold player, adică două jumbo premium gold player spec. Ok, avem trei pachete foarte bune, foarte, foarte bune. Ne facem încălzirea cu două pachetele ce le avea aici mai de mulțel. Avem un small electrum player spec care poate să ne surprindă, dar nu de data asta, cu un spaniol de la Leipzig, Dani Olmo. Valorează nimic spre nimic și avem un 75 plus rated player. Ok, este un inform, este Baciu AI de 81 din 75 plus, insane, absolut insane. Mergem mai departe la pachetele cu adevărat importante și începem cu jumbo premium gold player spec tradable. Este cu luminițe stânga-dreapta, este Fabinho de 87, tradable, not bad, not bad to be honest. Iar în spate se află Müller, ok, două ochauturi într-un pachet, nu avem de ce să ne plângem. Al doilea jumbo premium gold player spec, hai și cu un inform. Puuu, hero! Hero, englez, striker, Peter Crouch! Peter Crouch pe contul ăsta! După ce i-am prins Dembele, vine și Peter Crouch! Oh my god! Oh my god! Uf, și în spate, în spatele lui se află... Nu se mai află nimic. Peter Crouch! Nu mai costă mult, este un 30.000, da, un 30.000 binevenit oricând și oriunde. Și ultimul pachet, Rare Players Pack, 12 jucători, 12 rari, ar trebui să vină ceva bun și aici. Incredibil! Ce-i asta? Ok, Touré nu este ea, dar out of position Touré de 83, nice! Nice, special cards peste special cards. Un 13.000 și acest jucător, milion cu milion fac mai multe milioane. Într-adevăr, nu prea aveam ce să prindem la Horatiu încât să-i intre în echipă decât ceva incredibil, însă undeva la 70.000 de coins au venit din aceste pachetele, doar din aceste 4 carduri. Fabinho, Müller, Crouch și Touré, eu zic că este bine pentru Division Rivals. Și mergem pe contul meu, unde din 85 plus Team of the Week upgrade l-am prins pe Luka Modric și l-am făcut și pe acest Valverde Player of the Month. Bineînțeles, în continuare, Insigne, Chiesa, Favre, Danjuma, Benacer, Gosens și Dest pe bancă, Tchouameni, Cucueze, Berwine, Pepe și Richarlison, rezerve rezervelor. Am avea multe, multe de îmbunătățit
la această echipă și avem două pachetele până să luăm premiile de la Division Rivals, două pachetele bune, jumbo, rare, players, pack, 24 de jucători, din care 24 rari. Hai să vedem la acest pack micuț, aici nu avem nimic, îl avem pe, ce-am crezut că e Neveș, Jetson Fernandez de 77, pack-ul ăsta fiind 75-83, într-adevăr am rupt, am prins de n-am mai putut. Și jumbo rar players pack, sper doamne, foarte sper, inform, ok, inform, Vela, ok, Vela de 84, nu-l avem, este binevenit ca inform, binevenit pentru vreun următor SBC-ul. Și în spate mai avem Trippier, Muniain, Ziyech, Eriksen, nimic jucabil, plus Sanagre, Wan-Bissaka, Kufal și Rossi în spate. Bun, acum este foarte greu, alegerea este foarte grea. Division 5, rank 1, avem așa, Jumbo Premium Gold Players Pack, Rare Gold Pack sau Jumbo Premium Gold Pack Tradable, câte două untradeable sau câte unul untradeable și 17.000. Din păcate vom merge în continuare pe untradeable. Nu sunt pachete chiar atât de bune încât să sper că o să ne pice ceva incredibil de valoros. Iar în momentul ăsta, chiar dacă ne pică ceva valoros, cred că pentru noi este foarte jucabil. Așa că hai să mergem să deschidem astfel de pachete minunate, mărețe, magnifice și începem cu Jumbo Premium Gold Pack. Hai luăm câte unul din fiecare. Super, despre cum am zis. Conmebol! Conbelo! Minunat! Măcar nici un... Duplicate, mergem mai departe, mergem la pachetul Jumbo mai interesant, doar cu jucători, 24 de jucători, 7 rari, avem luminițe stânga-dreapta, este spaniol, mă doare mintea și capul lui, Alberto de 83, absolut groaznic, mi-am mâncat tot norocul la contul lui Horatio, haide, sper la mai bine. Și Red Gold Pack, 12 rari, dar nu toți players și așa că prindem aici un mare nimic. 79 Mateus Reis cu Fofana și Simacan în spate și aceste minunate chestii, absolut înfiorător. Deschidem tot ăsta, asta mi se pare cel mai slab pachet totuși. Stânga, dreapta, din nou nimic, LB de la Lazio, Marusic, imperial de prost. Mergem la Jumbo Premium Gold Pack, nimic nici aici, stânga, dreapta cu luminițe, din nou spaniol, îl avem pe Coche de 83, de data asta măcar nu este din nou Luis Alberto. Și ultimul pachetel de pe acest cont, Jumbo Premium Gold Player Spec, bine în sfârșit out of position player, James de 88, nu este rău deloc, îl avem totuși pe acea parte pe Sterling, dar nu arată rău, bine, n-are defending, nu știu unde aș putea să-l joc și nu știu dacă ar avea și altă poziție, cu un Camavinga aici în spate, cu am prins și noi ceva. Costă oare ceva acest James? Este și el la 100.000. Dacă îl prindeam tradeable, da. Dacă îl prindeam tradeable, poate pușca și el 100.000 la noi în săculeț. Da. Din păcate, asta este. E bun. Putem să-i schimbăm poziția în striker sau în râmă, ceea ce nu este rău, sincer. Însă nu știu unde am putea să-l băgăm. Rashford merge bine, Sterling îmi place mult, nu intră, însă totuși mă bucur că din
puținele meciuri pe care am reușit să le joc și să ajung până în Division 5 la Rivals, mi l-a dat pe James, acest 88 player. Am primit și noi o bine meritată răsplată. Vă mulțumesc că v-ați uitat și la acest episod. Lăsați în comentarii și spuneți-mi ce ați prins în premiile de la Division Rivals și până data viitoare, nu uitați, jucați FIFA, că nu vreți să fiu eu mai bun decât voi. V-am pupat. Ciao!